De 1 decembrie, zi în care întreaga suflare românească sărbătorește Ziua Națională, un grup de copii de la școala gimnazială Petrețuțea din comuna Boteni a pregătit un simpozion pe această temă. Elevii, reuniți în sala de sport a instituției de învățământ, au aflat câteva date istorice despre această zi specială. Unirea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918 reprezintă fără doar și poate evenimentul principal al istoriei României și totodată realizarea unui deziderat secular al locuitorilor acestor meleaguri. Aniversăm cu respect în fiecare an Ziua Națională a României, prilej de rememorare a jertfei înaintașilor și a luptei pentru constituirea statului național român. Elevii, îmbrăcați în frumoase porturi populare, au prezentat publicului format din colegii de-ai lor și din cadre didactice ale școlii un scurt program artistic alcătuit din cântece și poezii. Suntem legați de aceste locuri, prin doi, cântece și joc, prin portul nostru strămoșesc, prin graiul dulce românesc. Suntem legați de acest meleag, prin tot ce noi avem mai drag, prin vetre, ulițe, grădini, prin mii și mii de rădăcini. Programul s-a încheiat cu mesaje de suflet transmise de primarul comunei Boteni și de directorul școlii. O lecție de istorie transmisă cu bucurie și cu multă dragoste pentru voi copii, pentru noi și de fapt pentru toți românii. Mulțumim încă o dată și voi, și voi meritați aplauzele noastre. Bravo! Este Ziua Națională a României. Este o zi specială în care ne amintim de strămoșii noștri care, cu multă dragoste de țară, au reușit să ducă la înfăptuire acel ideal, unirea. Prin responsabilitate, prin fiecare faptă bună pe care o putem face, în așa fel încât și noi, cu pași mici, să reușim să construim la țara noastră România, în așa fel încât și astăzi și altă dată să putem spune la mulți ani România, la mulți ani români. Știți semnificația zilei de 1 decembrie, o știm cu toții, așa cum a spus și doamna directoare, cât de mii suntem, trebuie să contribuim ca țara românească, România să prospere. Eu ce să vă spun, la mulți ani Românie, la mulți ani vouă, la mulți ani la toți românii, la mulți ani locuitorilor comunei Boteni. Întreg spectacolul a fost coordonat de profesoara de muzică Isabel Cristescu.